Tuturor! În acest videoclip tu cum vedeți din titlu, astăzi vom face Lauren Gray Challenge. Adică o vom face pe Lauren Gray în Awakening. Bine, vom încerca. Dacă nu va ieși așa de bine, să nu vă supărați pe mine sau ceva. Deci, prima dată facem un caracter. Am poza cu ea. Create. A picat măcar ăsta mai frumos. Acum, îi vom face prima dată fața. Culoarea pielii este cam așa. Capul mai așa. Ok, aici este mai greu. Îi postăm tot pe ăștia, nu știu, mie ăștia îmi plac foarte mult. Și are ochii albaștri. Nu știu, punem noi așa. Cam așa. Bine, prima oară să știți că arată mai urțel, dar na. Ok. Acum gura. O vreau pe aceasta. În poză le are mai deschise. O să le facem așa. Hai să le și colorăm mai deschis dacă găsesc așa. Eyebrows, adică sprâncenele. Nu știu cum să zic că sunt. Cred că le păstrăm pe acestea. Vedeți că sunt maro, nu sunt negre sau ceva. Perfect. Aici nu le vreau depărtate. Cam așa. Și sunt un pic mai... cam așa. Nu știu, m-am spus că nu prea mă place foarte bine, să nu vă supărați pe mine. La make-up are o codiță, că nu pot să-i văd machiajul, pentru că este cu ochii deschiși și da. Nu, asta este prea... Astea... Da, mă scuzați. Astea, cred că sunt ok, adică nu prea am o codiță așa de... Cred că asta e singura mai decentă, ca să zic așa. Acum va trebui să-i fac să o îmbrăcăm ca să arate bine, că vedeți că acum e urâtă. Trebuie un păr blond, exact ca al ei. Cred că ăsta îi se potrivește, adică seamănă cu cel din poză. Ok, are o bustieră, sau nu știu, este o bustieră mai lungă, sau doamne, bustieră, nu știu, mai avem și mie, dar este ceva în genul ăsta. Numai că trebuia să fie mai lungă. Nu prea găsesc. Deci încă lăsăm deocamdată așa, am văzut și una, doar că... Uitați, nu știu dacă... este tocmai bună. Pe aici nu, aici sunt decât așa. Și văzuse mie una. Super fix, când vreau să o găsesc, când o găsesc. Deci de aceasta ziceam numai că este prea în sus. După cum vedeți la ea, nici nu are bretele, deci... La pantaloni ați văzut că are unii mai așa mai... Sunt scurți, dar ea are albaștri sau ceva în genul. Nu știu cum să explic mai exact, dar... Ăștia... Cred că îmi plac mai mult ăștia, adică la pantofi nu vedem, adică nu știm, din poză nu se văd, așa că o să-i punem pe ăștia. M-am gândit să-i dau alt machiaj cu o codiță pentru că se vede nașpa. Și după cum văd, stă în poză, ca un fel de animation set de prințes. Nu știu, mi-a așa mi se pare, adică de la mâna aia, nu știu, mi se pare așa ca o prințesă. Și cam așa am făcut-o.